Deci absolut nimic, acumulatorul. Și te întreb, băi frate, dar ce nu s-a v-ați întâmplat? Gândit că poate este un sistem atât de inteligent de protecție, tocmai pentru a nu fi ușor localizat ba da. De a descărca urmele tehnologice care ar putea să îi apropie pe niște neaveniți de locul respectiv. Și ne-am și bucurat că am reușit să obținem niște imagini, pentru că noi mai avem surse de la și de la alții cercetători amatori ai zonelor, care în final au spus, domnule, am făcut 1000 de fotografii și n-am niciuna. Deci eu am declanșat, pe moment vedeam pe display, pe aparatul digital, verificam, într-adevăr am fotografiile, am ieșit în zonă și n-am avut nicio fotografie. Deci e pe undeva un scut, o protecție, într-adevăr, a unor zone care sunt posibil sacre. Au într-adevăr o legătură cu un gen de informație care deocamdată încă nu avem acceptul să o accesăm. Am avut acceptul pentru că pe unele imagini, ca să le vedem făcute noaptea, fără blis, fără nimic, la prima vedere fotografia neagră și ai tendința să faci delete pe ea și mărită, o să vedem puțin mai apare încolo. Surprize. Pe colegii din regie să vină cu următoarele imagini. Eu văd aici în previzionare ceva, să-i rog. Da, este un detaliu aici. Este un tot în zonă foarte apropiat de locația cu piatra. Aici este o mică problemuță. Aceasta este fotografia, este mărită foarte mult, nu, înapoi, în spate, cea din spate. Pe fond închis. Fotografia de noapte. Nu, cea cu negru. Cea pe care scrie rădăcini românești a fost... Pe toate scrie rădăcini românești. Da, sunt pentru că asta. Aici. Următoarea. Următoarea fotografie. Următoarea fotografie este făcută... Stop cadrul aici, mulțumesc. Este făcută noaptea, într-o anumită zonă, tot apropiat, este pe Valea Cerbului, asta pot să spun, dar nu dau exact locația. Făcut pentru că, la un moment dat, noi făcând un foc, să ne încălzim în zona respectivă, mă rog, ca la munte, cu un grătar, cu nu știu ce, au simțit niște chestii în jurul nostru. Și am zis, puneți mâna pe fotografii, cine, fetele, în mod deosebit, puneți mâna și faceți poze de jur împrejurul nostru. E, pe una din fotografii și nu numai pe una din fotografii, a ieșit acest lucru. Iuri a mărit-o, că de asta se vede un pic pixelată și... Ce a fost această chestie care a mers, are o traiectorie foarte clară, se vede o traiectorie foarte clară, a ei. Da. Ce a fost? Tot o formă de energie, bineînțeles, benefică, pentru că nu este... care probabil ne-a scanat. Eram într-o zonă unde trebuia să fim... Și dacă ne uităm la culoare, este albastră. Este albastră, da. Marea majoritate sunt albastre sau unele au conturul violet. N-avem nicio treabă cu ce s-a spus. Iar cele mai bine pronunțate, care pot fi mărite, se poate observa că au straturi circulare concentrice, ca și cum ar fi aura umană, ca și cum ar fi o formă, într-adevăr, cu o conștiință și asta este o energie proprie. Imagine în una din întâlnirile noastre de la Brașov, această bulă este cea din spate, este mărită, ca să o vedem mai bine, este un pic... Se vede că are un nucleu central. Da, sigur. Și iar în spatele ei mai este una. Conturul exterior este violet, iar cea din spate este... albastră. Deci atenție, scoatem, dacă era chestia de cineva ne-a mai spus odată în emisiune, că e praf. Ok, e praf, dar de ce e una singură? E sigur. Și da. Nu sunt mai multe. În plus, ca să răspundem, eu am fost foarte atent când pe Discovery a fost prezentat un reportaj făcut de britanici, referitor tocmai la posibilitatea existenței sau nu a defecțiunilor a aparatele fotografice în momentul când apar aceste cercuri. Bun, au ajuns la concluzia, fotografiind zone unde apăreau așa ceva, că indiferent cu ce fel de aparate fotografiază, foarte bine curățate, foarte bine controlate, aceste cercuri apar când vor ele. Și pe toate tipurile de aparate. Îi rog pe colegi să mergem cu imaginile mai departe, da, să trecem departe, de fotografiile astea. Și să ne apropiem de celelalte imagini din zonă pe care le-ați surprins. Să-i dăm mai departe. Sunt două fotografii. Vedeți această seară, următoarea fotografie care e făcută și din aceeași una în spate. Poziție, se vede clar că s-a deplasat. Și asta se întâmplă tot la poalele unor munți, se întâmplă la Brașov. La întâlnirea noastră cu cititori. Acestea sunt tot, e banda, ca să nu intri la șinca veche, că vorbeam de... Este o sferă, putem să mergem puțin mai încolo. Mai departe, vă rog. Următoarea fotografie.
Asta le-am pus ca să putem să vede. Asta este mărite, un detaliu, se vede iarăși forma albastră, energia albastră acolo sub această sfoară. Da. Iarăși foarte bine delimitată și cu un contur ceva mai deschis spre violet. Aici sunt în templu tot la Șinca Veche. Ce energie ați întâlnit acolo? Pentru că probabil fiind un așezământ de cult mult înaintea creștinismului, precreștin, probabil de sorginte dacică ceva. Ce e acolo? Cum v-a întâmpinat energia de acolo? Este absolut, noi foarte bine. Când am intrat noi, a ieșit toată lumea. A fost o chestie foarte interesantă. Era foarte multă lume și el a intrat să filmeze, a luat camera de filmat, eu cu aparatul de fotografiat și colegii mei, că au mai fost cu cei de la mine, de la vânzări, cu, așa, dintr-o dată, deși erau buluc în Șinca Veche, dintr-o dată s-au golit. Nu mai era noi nimeni. Ne-am simțit excelent. Excepțional ne-am simțit înăuntru. Oricum am intrat într-o zonă cu o energetică deosebită, ținând cont că această așezare, acest centru de inițiere, poate, este construit într-un teren cu un anumit specific. Este gresie cu inserție de microcristale. Deci ne gândim că un microcristalul are o posibilitate de a amplifica energie, de a o dirija. Dar asta presupune că strămoșii noștri sau cine au fi construit aceste așezăminte aveau o tehnologie care le și permitea. Păi sunt curios acum cine ar putea realiza o asemenea turlă spiralată, conică. De unde... Stai liniștit, nu poți să construiesc un bloc acum și tu vrei turele spiralate. Stai liniștit. Cu o fotografie înainte, vă rog să revenim la fotografie pentru că aș vrea să... Nu, la cea cu soarele din spatele muntelui. Dați înainte, că stop, aici, e perfect. Așa. Iată ce imagine absolut fabuloasă, ce convergență între zenit și lumină. Da, dar are o poveste. Ia să ne... Asta, deci această imagine poate fi făcută numai dintr-un singur loc. Tot în zona Bucegilor, la Bușteni, făcută și îi spune gura lupului. În momentul când acest lucru îl prinzi, asta înseamnă că lupul urlă. Și dacă lupul urlă, înseamnă că se întâmplă ceva. Această fotografie este făcută anul trecut, când deja lucrurile au luat razna peste tot. A fost un an teribil anul trecut, da. Este o legendă. Acum nu putem spune... Eu am fotografii cu această gură de lup, cred că am făcut vreo 10 sau 15, inclusiv mutându-mă stânga-dreapta. Numai dintr-o singură poziție se vede perfect ceea ce se poate vedea acum pe imagine. Altfel nu se vede. Uite, ușor, ușor, cu ajutorul acestor imagini, cu ajutorul filmulețelor, cu ajutorul povestirilor voastre, înțelegem, sau ne străduim să înțelegem, ce sistem aveau strămoșii noștri de a se raporta la natură și de a înțelege mecanismele astea care fac parte și din noi, dar sunt și în afara noastră, a cercului în cerc. Adică pământul e o entitate vie, cerul e o entitate vie, omul e o entitate vie, lucrurile sunt vii. Chiar și dispozitivul ăla de aluminiu de care povesteai că schimbă la 3 zile compoziția. Asta nu am spus-o eu, deci există analizele pe care noi le-am făcut și pot dovedi. Aici un lucru și mai interesant. Este o fotografie făcută înainte de anul nou, la Bușteni. L-am sunat pe domnul Gramă, e făcută în jurul orei 17.30, 17.45, nu mai știu exact, scrie exact pe fotografie când este făcută. La un moment dat, fiind întuneric, din spatele muntelui se vede clar crucea, deci nu este niciun dubiu, a apărut această lumină albastră. Că am spus celor de lângă mine, băi, dar ăștia ce fac cu discotecă pe munte? Că a apărut ca un fascicol, e una din zecele de fotografii care le-am făcut, a apărut această chestie albastră, care s-a dus. N-a durat mai mult de 7 minute. Și după aia a dispărut, s-a făcut beznă. Deci această fotografie e făcută fără bliț. Este făcută de aparat normal, la ora 5:30 sau 6:15, înainte de anul nou, anul trecut. Cum vă explicați fenomenologia? Fenomenul ăsta nu pot să mi-l explic, dar întrebând oamenii din zonă, zice, bă, lasă-mă, stai să vezi, asta e albastră, câteodată vine portocalie, câteodată vine galbenă, câteodată vine... apar raze. Noi ne-am care obișnuit, se ne-am obișnuit, apropo de materialul și de ce am spus altă emisiune cu domnul Grama, cu luminițele pe care le-am văzut în Bucegi. Deci poate